Bună ziua, stimați consilieri, stimați cetățeni, onorată asistență. Astăzi ne-am adunat în ședința Consiliului Ordinară, prima ședință pe acest an, ordinară, și ședința noastră este deliberativă, având prezență 31 de consilieri din 33 aleși. Rugăm să onorăm drapelul de stat. Cu domnul Grosu, vicepreședintele Raionului.
23, privire la legile muții președinților raionului și 24, aprobare cadastru funciară. În privința ordinii zi, sunteți de acord? Da. 21, cu privire la activitate. Da, da. Eu nu așa o întrebare, îmi primit și o să răspund. Să venim în acord. Punctul 21 se schimbă cu privire la demisie, cu informații privind activitatea vicepreședintelor raionului. Așa, proiect de decizie? Nu, asta e 22. 22. Privire la raportul de muncă 22, privire la legile președintelui 23 și aprobare cadastru 24. În privința ordinii zi, sunteți de acord? Eu, în privința la coroială în jurul vicepreședinților, nu sunt de acord. Privind, nu, că în privind raportul de activitate, trebuie să fie vicepreședintele să raporteze, eu subsemnez că el trebuie să raporteze privind activitatea asta, dar în lipsa lui și altcineva să prezinte raport, cred că nu e caz. Propun să fie punctul ăsta expus. Dacă aveți sugestii pentru... Am propus să fie expus punctul. Multe, domnule președinte. Orice zi, am întrebat. Am propus să excludem punctul ăsta. Și spune. Puneți la propunere. Este propunere de a aproba ordine zi. Cine pentru? Rog să vă excludem. Respect regulamentul. Cu privire la demisie. Cu privire la raportul de muncă cu bureau de genare. Asta e 22. 22 va fi examinat, n-am alt proiect de decizie decât asta. La materiale și nu luam și consilieri, va fi examinat, dar dacă domnul Groșu va vine în ședință. Corect. Dar dacă vine cu 5 minute înainte de examinat? Da, intră în schimbare cu bureau. Avem așa proiect decis. Dacă te trimit cu privire la informații, dar te trimit la raportul de muncă. 24 trece pe la 21. 22 privire la raportul de muncă. 23 privire la alegerea vicepreședinților. Așa ați spus. Alte întrebări, propuneri. Și cu 21. 21 la scot de privatul zi. Bun. În locul la 21 merg raportul de muncă. Proiect decizie numărul 21 pur și simplu schimbă denumirea. Cu privire la activitatea vicepreședintelui raionului Cimișlea, Ghenadii Gros. Punct. Cu privire la demisie, a fost examinat în comisie și s-a dat aviz. A fost, așa? Păi trebuie exclus din ordine de privire la demisie, de inclus alt proiect de decizie. Voi, dacă vă gândiți așa... Comisia, finanțe s-a luat decizia cu privire la activitate, de schimbat punctul dat. Nu schimbă, el se exclude din ordine de zi, a fost în ordine de zi, a fost cu privire la demisie. A fost comisia, s-a examinat în cadrul comisiei. Noi tot am dat aviz. Păi exclus, de exclus alt proiect de decizie. Secretatul altul.
Raport de activitate. Unul de demisie e altă. Două rapoarte diferite. Punem la vot, excludem. Păi așa și așa. Păi și așa. Păi și așa. Păi și hai să punem vot. Cine fie să pot eu vota? Se exclude demisia. Tu demisia să se înlocuiești privind la activitatea de muncă, nu? De când de tot proiect care el a apărut acum care el nu trebuie să fie. Deci de punctul de vedere înainte de ședință. Asta nu vreau. Domnul Ion, spuneți mai tare. Я не так до сих пор не разобрался все-таки, какой это, 22 или 24 вопрос. У меня предложение по сути, по поставленному названию проекта. Исключите с повестки дня в виде отсутствия здесь лица, о котором будет идти речь, до выхода его из больничного отпуска. Исключить полностью из повестки дня. Aveți parte dumneavoastră, da, domnul Moșin? Domnul consilier, noi, domnul Gros, poate să nu vină o anticilire la ședință. Activitatea lui nu a fost foarte fructuoasă. Noi nu putem să lăsăm raionul fără vicepreședinte care ar duce o activitate. Funcția asta nu e de atâta numai să fie o persoană numită, dar persoana și trebuie să lucreze într-un bine de raion. Și eu supun că de așteptat până să vină, nu-i sens. În orice caz, noi suntem obligați să punem votul propunerii domnului Mazur. Replică. Ați propus? Господин Гросу на период отсутствия председателя района фактически полтора месяца занимал его обязанности, выполнял, и никаких претензий не было. Поэтому было бы абсолютно несправедливо сегодня говорить, не имея ни взысканий, не имея ни замечаний, ничего ставить вопрос о его функциональной пригодности. Если это политическая интрига, то так и скажите, ребята, нам надо убрать и поставить своего представителя. А если это действительно по делу, давайте дождемся и послушаем человека. У нее стало так. În privința ordinii de zi, pun la vot ordinea de zi. Cine e pentru, poate învățați. Nu, trebuie să pui întâi propunere, propunere și pur muscul. Poți să răi leală propunere? Așa. Вы мое предложение на голосование не ставите. Наталья, только для ордена на лоб, что вы на год, и только декларации не пресса. Да, если вы оставили вас. Я прошу вас, первенца регламента. Мы имеем три рапорта, два. Есть дамна Паскара, рапорт Писталя и Юбилина Шерева, рапорт дамна Горба, первенца секретаря бюджета, что-то в ней, raport privind modificările bugetului. În privința raportorilor, cât vă așteptați? 10. 10? Este? Raportorii cer 10, cu raportorii? 3. În ordine de cuvânt, câte minute cereți? 3. Răză că este propunere ca rapoartele să fie în jur de 10 minute raportori, cu raportorii și lor de cuvânt 10 minute. În așa caz, maximal o oră jumătate, noi să trecem să termină ședința. Cine e pentru aprobare regulamentul dat, vă dați. Adoptat. Trecem la prima întrebare a ordinii de zi. Cu privire la starea epidemică în raionul Cimișlia, provocată de COVID-19. Cuvântul se oferă, doamna Tamara Pascal. Astăzi, așa cum s-a enunțat, eu voi prezenta situația epidemiologică cu privire la infecția COVID-19. Conform datelor
Centrul European pentru Controlul Bolilor până la data de 15 martie 2021 au fost raportate în lume 120.496.346 cazuri de infecție COVID-19, inclusiv 2.666.686 cazuri de decese, ce constituie 2,21% din numărul total al persoanelor afectate. Astăzi, în lume, de COVID-19 au fost tratate 97.039.147 persoane. În Republica Moldova, la data de 15 martie, au fost confirmate 861 cazuri noi de infecție COVID-19. Deci, bilanțul persoanelor infectate cu noul coronavirus a ajuns în țară la 205.324 cazuri. În total, în Republica Moldova au fost tratate de COVID-19 179.474 persoane. Astăzi, 14.614 persoane rămân a fi cu statut de bolnavi activ. Numărul total de decese în Republica Moldova constituie 4.369 sau 2,12% din numărul persoanelor afectate. La data de 14 martie, în țară s-au înregistrat 36 cazuri de decese a pacienților infectați cu COVID-19 în urma agravării stării de sănătate. Distribuirea cazurilor după vârstă. Deci, în țară, cea mai vulnerabilă vârstă este vârsta 60-69 de ani, în care au fost afectați 43.049 persoane și constituie 21% din numărul total de persoane afectate. Pe locul 2 se plasează vârsta 50-59, 41.099 de persoane sau 20% din numărul total de persoane afectate. În raionul Cimișlia, de la începutul pandemiei până la data de 15 martie, au fost înregistrate 2.633 de cazuri, ceea ce constituie 49.073 la 100.000 de populație. Doar în 15 zile a lunii martie, în raionul Cimișlia au fost înregistrate 257 de cazuri sau 479 cazuri la 100.000 populație. Distribuirea cazurilor de COVID-19 după localitățile raionului. În orașul Cimișlia au fost înregistrate 1.327 cazuri. Gura Galbenă 183, Mihalovca 146, Gradiști 87, Selimet 82 cazuri, Cicurmejer 65 de cazuri, Cenac 59 de cazuri, Bogdanovca Vechi 55, Jabgur 53, Hârtop 52, Topală 47, Batâr 46, Sagaidac 43, Satul Nou 41 cazuri, Ecaterinovca 40, Lipoveni 34, Codreni 38, Valea Perjei 17, Barenfeld 16, Dimitrovca 15 cazuri, Petita 15, Iurevca 15, Mireni 15 cazuri, Ivanovca 9, 13 cazuri, Suric 14, Albina 10, Zlot 7, Coștangălia 7, Bogdanovca 9, 6 cazuri, Sagaidacu 9, 5, Munteni 2 cazuri, Chinușica 2 cazuri, Porumbrei 29 de cazuri, Ialpujeni 28 de cazuri, Троицка 24 de cazuri și Maximeț 18 cazuri. Situația epidemiologică în raionul Cimișlia de data de 1 până pe data de 15 martie. Deci, astăzi, numărul cazurilor active în localitățile raionului Cimișlia. Dimitrovca 9 cazuri, Cenac 26 cazuri, Cicurmejer 23, Topală 6 cazuri, Codreni 5, Mihalovca 21, Cimișlia 87, Fetița 2 cazuri, Gradiști 11, Bogdanovca Vechi 6, Hârtop 6, Porumbrei 5, Albina 2, Suric 2, Selimet 7, Lipoveni 3, Jabgur 2, Iurevca 3, Iurevca 3, Batâr 4,
Gura Galbini 7, satul nou 4, Valepierge un caz, Ecaterinovca un caz, Ialcujeni un caz, Troițca un caz și alte localități din raion. Astăzi noua cazuri active, situația epidemiologică este favorabilă. Distribuirea cazurilor după mediul geografic. Deci au fost înregistrate 50% din numărul total de cazuri în mediul rural și 50% în mediul urban. Distribuirea cazurilor după gen. Femei 1422 de cazuri sau 53,9%, bărbați 1216 cazuri sau 46,1%. Evoluția cazurilor în general în raionul Cimișlia. Astăzi noi avem tratați 2369 de persoane, ce constituie 89,8%, bolnavi 189 de persoane, ce constituie 7,15%, și avem 80 de persoane decedate, ce constituie 3,05%. Cea mai vulnerabilă vârstă în raionul Cimișlia este similară cu vârsta pe țară. Deci, așa cum am anunțat, în raionul Cimișlia au fost înregistrate 80 de cazuri de deces. Din ei, 39 bărbați, 41 femei. După localități, în orașul Cimișlia, 36, Gura Galbini 6, Bogdanovca Veche 2, Cenac 4, Iurivca 2, Lipoveni 3, Batâr 2, Gradiște 2, Codreni 2, Jabgur 3, Mihalovca 2 cazuri, Sagaidacu 3 cazuri, Ivanovca 9 caz, Zoț 1 caz, Marifel 2, Selimet 4, Maximeni 1 caz, Satul Nou 1 caz, Ecaterinovca, Ialcujeni și Troițca, câte 1 caz. După vârstă, deci 41-50 de ani 4 cazuri, 51-60 de ani 21 de cazuri, 61-70 de ani 26 de cazuri, 71-80 21 de cazuri și mai, cu vârstă mai înaintată de 80 de ani 8 cazuri. În perioada 1-14 martie 2021 în raionul Cimișlia au fost înregistrate cazuri de deces în Gura Galbini, Codreni, Marifel, Cimișlia, Batâr, Selemet. Evoluția lunară a infecției COVID-19. Deci, eu nu vă dau citire datelor de la începutul pandemiei, doar pentru lunile din anul 2021. În ianuarie, noi am avut înregistrate 360 de cazuri, în februarie avem înregistrate 421 de cazuri, iar în luna martie, până la data de 15, noi avem 257 de cazuri COVID-19 în raionul Cimișlia. Situația epidemiologică în instituțiile de învățământ. În perioada 1-15 martie au fost înregistrate 39 de cazuri a persoanelor infectate COVID-19 în instituțiile de învățământ preuniversitar. Au fost o asistentă medicală, a fost afectată 23 de profesori, 10 elevi și 5 angajați din personalul auxiliar. În instituțiile preșcolare au fost înregistrate 13 cazuri. 8 educatori, 3 ajutori de educatori, 4 persoane din personalul auxiliar și un copil dintr-o instituție preșcolară. Evoluția cazurilor după zile. Deci, dacă noi luăm ultimele zile, pe data de 13 martie, noi am avut 17 cazuri, în Cimișlia 8, Mihalovca, Selemet, Gradiște, Cenac, Hârtop, câte un caz, Cicurmejă 3 cazuri și Gura Galbenii un caz. La data de 14 martie am avut doar un singur caz în localitatea Batâr, iar la data de 15 noi am avut înregistrate în raion 25 de cazuri. În Dimitrovca 2 cazuri, Cimișlia 16 cazuri, Bogdanovca Veche un caz, Satul Nou un caz, Cicurmejă 2 cazuri și Gradiște 3 cazuri. Deci, așa cum este cunoscut pentru toată lumea, din data de 2 martie a demarat campania de imunizare a populației. Mai întâi sunt imunizați, sunt persoanele care sunt incluși în prima linie de prestare serviciilor medicale populației. Deci au fost recepționate în raion 160 de doze vaccin pentru statul raional Cimișlia și 400
de doze pentru angajații din medicina primară. Astăzi noi avem utilizate 240 de doze. În spitalul raional mai avem 30 de doze, care până astăzi nu au fost utilizate, iar imunizarea angajaților din medicina primară se derulează. Deci se planifică, se alcătuiesc listele și se vaccinează angajații din medicina primară. După care noi, așa cum suntem informați, vom primi loturi de vaccin și pentru celelalte categorii, așa cum este prevăzut în planul de imunizare. Specialiștii Centrului de Sănătate Publică monitorizează zilnic situația epidemiologică la infecția COVID-19 în raion, deci este anchetat fiecare caz și prin prescripții sanitare sunt propuse măsuri în scopul întreruperii lanțului epidemiologic și localizării focarului. De asemenea, este efectuat un volum foarte mare de sensibilizare a populației cu privire la măsurile de prevenire și combatere a infecției COVID-19 și de promovare a imunizării. Toată lumea, atunci când noi vom primi vaccină, trebuie să fie de acord ca să fie imunizată, că doar imunizarea ne va scăpa de infecția COVID-19. Așa cum a fost dovedit pe parcursul omenirii, că au fost eradicate mai multe maladii în rezultatul imunizării. Iată, aceasta este situația epidemiologică la noi, în raionul Cimișlia. Da. Raionul nostru. Care este care de transmisie? Unde sunt molipsesc oameni? Unde sunt focare sau nu sunt focare? Piața, spitalul, autoritățile publice, unde oamenii se molipsesc? Ce se întâmplă? Toți vin de la Chișinău. Cum merge procesul epidemiologic? Și de analiza dumneavoastră, dacă o faceți? Eu, de pildă, am văzut la SLM de două ori am fost la piață, oamenii vin la pahar. Pahar de sticlă, nu-i de o folosire, nici măcar. Răspund, eu personal am văzut, am vorbit cu dânsii, nu ascultă. Mulțumesc. Domnul Răileanu, fiind și dumneavoastră medic, ar fi bine ca să cunoașteți. Eu am prezentat, nu dați statistici, dar am prezentat morbiditatea la infecția COVID-19 în raionul Cimișlia, așa cum sunt prevăzute cerințele. Toate cazurile acum sunt cu transmitere locală. Noi avem foarte multe încălcări a restricțiilor cu privire la infecția COVID-19. Și eu am vorbit în cadrul ședințelor care sunt transmise și vorbesc și în fața dumneavoastră. Da, noi avem planul de pregătire și răspuns la infecția COVID-19, care a fost aprobat în Republică în luna septembrie și a fost aprobat în raionul Cimișlia de asemenea. Conform acestui plan și conform hotărârilor Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, toate măsurile, independent de evoluția situației epidemiologice, sunt revizuite periodic. Dacă persoanele vin de psihotare și au statut de contact, el trebuie să fie închis acasă, în autoizolare. Dacă persoana a fost în contact cu o persoană din familie, are statut de contact și trebuie să fie acasă. La noi, în raion, cu păreri de rău, nu este respectată această cerință, adică cei cu statut de contact, ei nu respectă. Noi am avut cazuri și am vorbit de la tribună că am avut cazuri de persoane bolnave care se plimbau prin piață, peste tot. Noi suntem medici. Eu am venit în fața dumneavoastră ca angajată Centrului de Sănătate Publică ca medic. Noi executăm funcțiile de medic. Noi nu putem să îi fugărim pe cei din piață ca să stea acasă. Pentru asta sunt alte organe care trebuie să întreprindă măsuri. Noi am verificat și starea epidemiologică a pieței din Selemet. Și situația epidemiologică în piața din oraș Cimișlia. Și toată lumea a văzut că noi am întreprins măsuri care s-au soldat pe urmă cu ce? Că a fost anulată decizia Comisiei Teritoriale Cimișlia. Dar noi am întreprins măsurile în baza situației epidemiologice. Toate problemele care țin de sănătatea publică nu sunt doar sistemul medical. Noi trebuie să abordăm intersectorial problemele. Fără dumneavoastră, stimați consilieri, fără dumneavoastră și din administrația publică locală, toate inițiativele noastre au un rezultat mai redus. Deci noi trebuie să formăm o echipă. Eu am vorbit, au fost verificate și unitățile comerciale și unitățile de alimentație publică, dar nu se reușește cu un deficit
de personal ca noi să acoperim toate sferele. De asta eu și v-am informat astăzi. Astăzi la noi transmiterea este locală. Toată lumea s-a relaxat. Nu sunt respectate măsurile. Nu sunt respectate măsurile în instituții. Noi avem practic, iată astăzi, noi avem cazuri înregistrate aici la Consiliul Raional, deci 25 cazuri care noi le-am am vorbit că ieri au fost înregistrate, 25 cazuri. Avem la centru multifuncțional, avem în instituție pentru copii cazuri. De asta, asta vorbește că undeva este o scăpare, că undeva nu sunt respectate măsurile de ordin general, care au dovedit că dacă sunt respectate, au un efect foarte, foarte bun. Și toate analiza epidemiologică la noi este efectuată zilnic. Fiecare caz, fiecare persoană, dacă dumneavoastră dintre, careva dintre dumneavoastră a fost afectat de această maladie, vă s-a sunat de la Centrul de Sănătate Publică și ați discutat cu specialistul centrului. Noi am căutat să găsim sursa de unde bolnavul s-a mălipsit, calea, unde a fost, cu cine a fost în contact, determinăm cercul de contact și cu medicina de familie, stabilim cercul de contact, da, noi îi plasăm în autoizolare de contact, persoanele de contact și la antimerg la tratament în dependență de stare de sănătate. Dacă aveți o stare satisfăcătoare, atunci vă tratați supravegherea medicului de familie la domiciliu și la părere de rău sunt internați în instituțiile medicale. Da. Cine mai vreau să nu fai fi dialog. Iată, noi cunoaștem că, în primul rând, asta nu este o analiză epidemiologică. Domnul președinte raionului a fost de două ori bolnav de COVID, așa? În colectivul Consiliului Raional sunt atâtea cazurile. Este o înfocare aici? Este o legătură între cazuri? Este. S-au întreprins niște măsuri speciale anume în obiectul ăsta? Și alte instituții, eu cunosc, la fel sunt, colectiv aproape tot a fost bolnav. Într-a doilea rând, datele astea care le-ați prezentat, eu cred că ele sunt de vreo 3, 4, 5, 10 ori mai micșorate decât realitățile. Noi știm că epidemiologi, că la un caz înregistrat, toți fim. Întrebarea a fost. Și o apreciere, ca să mai ridic, eu consider că îți dăm o apreciere negativă activității antiepidemice privind COVID-ul la 15. În primul rând, eu vreau să vă dați voie să răspund. În primul rând, îmi pare foarte rău, stimați colegi, că dumneavoastră apreciați activitatea noastră așa. Știind că în rezultatul reformei teritoriale administrative, noi avem aici doi medici pensionari, da? Știind care este capacitatea subdiviziunii Cimișlia și Cămin, noi lucrăm acum din toate teritoriile, ne adunăm acolo unde este focar. În al doilea rând, centru, datele care sunt prezentate sunt verificate și eu răspund pentru datele și dacă dumneavoastră nu credeți datelor, vă invit la noi la centru, conform registrelor, datele care se prezintă la agenție și în comun cu instituțiile medicale, noi avem un sistem informațional. Vă invit ca să verificați dumneavoastră și situația epidemiologică este prezentată în lume de către epidemiologi, așa cum am prezentat-o eu astăzi. Îmi pare rău că noi am ajuns să vorbim aici. Corect, că nu trebuie să pare rău. Într-adevăr, sistemul antiepidemic a fost distrus în Republica Moldova. Sunt pentru care aveau 80 de oameni, resecții și mai departe, care supraveghea toată situația. Nu cred. Acum a rămas, într-adevăr, doamna Tamara. Dar în privința cazurilor de COVID care au fost bolnavi, eu 100% vă dovedesc că nu aveți o evidență totală. Nu aveți. Eu am vorbit aici, în Consiliul Raional, cu specialiști, care au fost unul din familie înregistrat, dar restul terți au fost bolnavi și nu au fost înregistrați. Și în alte instituții. Eu cunosc foarte bine lucrurile. Dacă vreți, vă aduc așa cazul. Da, domnule, ca să răspund așa, ca să spun altă lume, doar și filmeată. Și spuneați cu toată populația raionului. Așei care au fost testați pozitiv, așei și sunt luați la noi, la evidență. Așei care au făcut boală ușoară și ascuns, nu răspunde Centrul de Sănătate Public. Și nu este o calificare a activității specialiștilor la Centrul de Sănătate. Noi știm foarte multe persoane care au făcut boală și nu s-au adresat, după care s-au lăudat singuri. Dar eu tot am avut, dar n-am mai spus la nimeni. Asta este mentalitatea populației noastre. Nu este activitatea centrului nostru. Dar aici, dacă am avut în incinta Centrului de Sănătate, în incinta Consiliului Raional, au fost luate restricții. A fost examinat fiecare caz. Este domnul Turcanu. El știe dacă a avut cazul la Centrul Multifuncțional și măsuri au fost întreprinse. De către noi au fost date propunerile corect, prompt, la timp. Dar cum
persoana responsabilă din instituția dată și a exercitat funcțiile, este altă întrebare. Noi nu putem acum, avem atâtea cazuri, 25 de cazuri astăzi, care le examinează un asistent azi. Că eu am venit aici în fața dumneavoastră și le examinează un asistent. Noi nu putem, putem lângă fiecare persoană bolnavă. Dar, vă zic, se efectuează un volum de lucru enorm. Noi lucrăm și sâmbăta și duminica, absolut nu socotim timpul liber, nu socotim tare de sănătatea noastră. Noi suntem totdeauna la strajă sănătății. Dar vă zic, cu aprecieri negative și cu, în loc să ne consolidăm când avem starea asta epidemiologică tensionată, în loc să ne unim eforturile, iată, noi ne apreciem așa cum ne apreciem de acum. Mai sunt întrebări. Am vrut să întreb dacă medicii de familie sunt obligați, în momentul când o persoană are simptome, să insiste că persoana a dat să treacă testul gratis la stat. Din experiența care o am eu cu rudii cunoscuți, au stat oameni câte 4-5 zile, nu spun când ce mișlea, și s-a dus și a dat testul cu banii lui. Și din punctul ăsta de vedere, eu consider că depistarea mai târziu, că omul are COVID, poate să îmbolnăvească mult mai multe persoane. De atâta și pandemia se dezvoltă. Dacă medicul de familie ar fi obligat, strămată la test a doua zi persoana, Eu sunt convins că noi foarte, în timp scurt, biruim pandemia. Dar dacă oamenii mai infectează în 4-5 zile încă 10 oameni și nu știe că are COVID și nu are bani să duc să dăie testul, asta este prima problemă care eu consider că ar trebui luată în considerare. Asta. Domnul Cătilier, mulțumesc. Da, nu e întrebarea noastră, să răspundeți. Nu, asta e întrebarea mea. Asta e întrebarea Centrului de Sănătate Publică. Noi, părerea, am avut o problemă cu testele, da? Dar este un protocol și un ordin al Ministerului Sănătății că persoanele nu se testează de la prima zi când au făcut simptome, dar la 5-a, 6-a, 7-a zi. De asta la noi nu se testează. Lumea nu înțelege, dar noi avem protocoale conform căruia trebuie să testăm populația. Nu știu protocolul cu au simptome la 5-a, 6-a zi? Și dacă noi dăm la 5-a zi după ce are simptome, la deja 10 zile. Și de atâta este întârziat, trebuie făcut propuneri reale, pentru că vă spuneam, rudii care s-au îmbolnăvit și la a insistat de 4-5 ori și nimeni nu i-a dat testul. Și omul s-a dus cu 75% infectat plămânii și e foarte târziu. De atâta noi întârziem protocolul, trebuie făcut schimbări, pentru că toți suntem să fac propuneri. Dar trebuie să facem propuneri reale din situația care este. Asta e viziunea mea. Dar ei lasă când se agravează situația și spune că are COVID. Iată aici mai este altă problemă. Ca adresabilitatea la institutele medicale să fie la timp. Din prima zi când s-au evidențiat careva simptome. Eu trebuie. Nu face de prima zi, dar dumneavoastră adresatul... După infectare la 3 zile la mine arătat pozitiv, da. Vreau spuneți de 7 zile. Așa că... Așa a spus domnul Blum, a spus corect. În sfârșit. Domnul președinte, eu propun să trecem pe întrebările concrete, pe proiectul de decizie, pentru că uitați-vă de când noi examinăm întrebare. Eu am o întrebare la doamna Păscară. Spuneți, vă rog, aici merge vorba despre factorii de convingere, metodele de convingere, dar și ele de constrângere, că acum doar știm că sunt procesele verbale, poliția lucrează. Spuneți, vă rog, aveți, fiind în comisia asta extraordinară, aveți și structurile de forță, aveți o evidență, câte procese verbale, câte persoane juridice și câte fizice au fost pedepsite până în prezent. Și măcar să-mi spuneți de ce sumă merge vorba când merge vorba de o amendă. Asta în două cuvinte, să nu vă rețin. Domnul consilier, mulțumesc pentru întrebare. Noi avem dreptul specialist Centrul de Sănătate Publică să aplicăm amend. Noi avem anul acest, anul trecut am avut peste 200 de amend. Anul acesta noi avem 20 de amenzi, dar și amenzi care sunt alcătuit procesele verbale, alcătuit de către alte structuri, nu-mi raportează mie. Eu nu pot acum să vă răspund că nu-mi raportează mie. O să raportează dânsă în fața dumneavoastră dacă eu nu am așa dat. Eu vă rog să vă spun. Eu vă propun să-și spun, știți un lucru, noi suntem într-un război epidemiologic, că e o parte a armii bacteriologice. Și niciun război și niciodată nu s-a făcut și nu s-a ajuns la rezultate pozitiv fără disciplină și fermitate. Lucru care la noi lipsește în cazul dat.
Eu propun, ca să terminăm, am fost vizat de președintele în doamne de clasă, că nu-ți dăm cuvântul și la voi, să fiu cu raportul. Stimați consilieri, referitor la acest subiect, într-adevăr, este un război invizibil care noi toți avem misiunea ca cetățeni să luptăm cu el. Orice război știți că s-o învins doar prin unitate, prin consolidare și prin disciplină. Toate subiectele abordate astăzi, într-adevăr, sunt toate comune ale noastre și, într-adevăr, se spune că nu se greșește acolo unde nu se lucrează. Într-adevăr, sunt poate unele scăpări, dar sunt și succese. De exemplu, dacă am fost vizat, eu am fost infectat de două ori, dar asta nu înseamnă că a fost neglijență din partea noastră. Asta înseamnă că noi suntem în loc public și suntem expuși riscului în primul rând. Eu pe zi am contact minim cu 100 de oameni. Minim. Eu mă aflu absolut cu toți medicii în discuții, în întâlniri. Respectiv, evident că am avut acel noroc ca să fiu infectat de două ori. Dar de fiecare dată am primit prescripții, s-au studiat contactele din sănătatea publică, ne-au scris oficial prescripțiile necesare. Deci partea juridică dumnealor destul de bine le duc. Faptul cum dumnealor se lupte cu 50 ceva de mii de populație în raionul nostru, asta e o dilemă. Deci dumnealor, centrul sănătate, Hâncești, filiala Cenișlia, dumnealor au 4 raioane conduc. Și sunt câțiva specialiști doar. Și noi trebuie să punem întrebarea cum statul ne-a reformat, cum s-au făcut studiile de fezabilitate pe timpul guvernelor pro-europene care au venit la noi, începând cum după domnul Voronin, când au venit. Și de parcă am vrut cu toții bine, am primit experții europeni, s-au făcut studii și noi am reformat Agenția Sănătate Publică și am distrus tot în fiecare raion, laboratoarele, absolut tot. Și avem un singur laborator pe 4 raioane care oricum nu face test COVID direct. Deci noi nu suntem dotați, noi nu avem cadre noi. Nu sunt în unitățile de personal, nu sunt destule cadre. Noi trebuie să abordăm această problemă la nivel de guvern, ca să fie revizuit studii fezabilitate, Agenția Sănătate Publică, în fiecare raion să aibă prezența și șef său. Șeful nu trebuie să fie pe 4 raioane, trebuie să fie pe un singur raion. Și atunci noi o să cerem prin dumnealor rezultate. Acum lucrăm, acum îi ajutăm, acum mă implic și eu, chiar și dacă nu-i domeniul meu, acum se implică toți, absolut toți actorii, chiar și dacă nu îi vizează, noi îndemnăm toți voluntari să implice. Ceea ce ține de prevenire, amenzi, tot așa. La fel, uitați-vă că sunt și procese verbale foarte activ, domnul comisar tot poate să vii cu o mică notă informativă. Dar ideea care este? La noi problema în societate că mulți nu cred. Sunt adepți la teorii conspirației. E foarte greu să lupți atunci când la central e distorsionată informația. Un lider, noi avem 3 lideri. Deci, parlamentul, președintele parlamentului, avem președintele țării și avem prim-ministru. Toți 3, în timp de un an și jumătate cât am avut diferiți, toți 3 părți componente vorbesc diferit. Cum dumneavoastră vreți unitate în populație? Nu distorsionat, cineva nu poartă mască, cineva poartă, cuiva trebuie să-i faci observații la fiecare pas în diferente lupta. Deci mulți oameni sunt inconștienți, nu conștientizează, ascund. Dumnealor sună la un caz, de exemplu, instituții, directori, persoane juridice și dumnealor ascund, nu le dau toți lucrătorii care au avut contact cu directorul care e infectat de COVID. Însuși directorul nu-i dă. Și dumnealor îndrășim vișesc cum e oare lanțul este epidemiologic. Da, dacă vrem să criticăm, putem să criticăm, dar noi trebuie și să încurajăm că dacă ne lasă și aceștia medici care sunt acum în raion, o să ieșuăm. Noi trebuie să abordăm și în formă scrisă și verbală la centru întrebarea, să lăsăm politica și ne apucăm de lucruri la nivel de stat. Iar asta e propunerea mea. Și propun că astăzi să abordăm soluțiile de viitor. Mai avem după prognoză un an de luptă. Cum noi găsim soluția asta, ce propunem și ce avem tema pe acasă pentru cei care execută pe câmpul de luptă de fapt tot. Propun ca să cu raportorii să ne aduc la cunoștință starea care este pe domeniul lor, fiind vizați și fiind împreună cu sănătatea publică în această luptă, după care
Deja este și domnul comisar. Cu raportul chimică de reprezentant Mariana, doamna Mariana Flori, director Spitalul Reunăru. Bună ziua tuturor! Zicem, fără date statistice, nu este posibil să ne analizăm o situație, așa că dorim, nu dorim, doar cifrele vorbesc de niște lucruri care au o continuitate. Pe lucruri o să mă repet, probabil, de ceea ce multă lume m-a auzit începând cu 1 aprilie 2020, dar repet încă o dată, pentru a fi o continuitate, mă sunt nevoită ca să trec un pic în revistă ceea ce s-a întâmplat în sistemul medical, în cazul de față spitalul raional, ținând cont de războiul epidemiologic, războiul virusologic, care îl avem acum la nivel de glob pământesc. Deci, spitalul raional Cineșlia a fost printre primele spitale din țară activate pentru tratamentul pacienților infectați cu COVID de la 1 aprilie 2020. După care, lent au evoluat și au fost activate și alte spitale raionale din alte teritorii. În această perioadă de timp, în anul 2020, la nivel de spitalul raional au fost internați 817 pacienți, ceea ce înseamnă aproximativ 90 în mediu pe lună, raportat la 9 luni de activitate anului 2020. În anul 2021, zic încă o dată, repet niște cifre, pentru că asta vorbește cum evoluează și cum înaintează cu părere de rău maladia și cum cedează civilizația umană pe globul pământesc. Pentru că, de fapt, este o situație analogică pe întregul glob pământesc, cifrele care au fost menționate și nu pot sta în calea virusului, războiului care s-a creat țările înalt dezvoltate, în paralel cu cele care sunt din categoria medii și mai jos de medii. Deci, în anul 21, în perioada de 2 luni de zile, au fost spitalizați 268 de pacienți, din care media 134 de pacienți lunar. Deci, în anul 20, am avut 90 de pacienți în mediu pe lună. În 2 luni a anului curent, noi avem 134 de pacienți lunar. În 15 zile a lunii martie, noi avem deja 130 de pacienți internați, ceea ce așteptările sunt că vor fi 260 pe lună. Deci, dacă la începutul pandemiei, în spitale au fost spitalizați practic toate persoanele infectate cu COVID și cu părere de rău și cei din dumneavoastră sau familiile care ați trecut prin boală, cunoașteți foarte bine că fiecare caz era spitalizat. Și deci era situația care am numit-o media lunară de spitalizări. Acum, începând atunci când s-a agravat situația epidemiologică în lume și în Moldova inclusiv, au apărut alte protocoale de conduită a pacientului infectat cu COVID și alte criterii de spitalizare, care o categorie de pacienți în formă ușoară și medie, care nu sunt dependenți de tratament cu oxigen, au rămas în tratamentul supravegherea medicului de familie la domiciliu și în spitale, sunt spitalizați doar pacienții în formă medie și gravă, care au necesitate de oxigen. Și iată, reieșând din situația necătând, că se tratează mult la domiciliu, uitați-vă ce se întâmplă în spitale. Cu părere de rău, tot în această perioadă de timp, în cadrul spitalului raional, în anul 20, mai bine zis, la 1 aprilie până la 1 martie 21, au decedat 75 de persoane. Din care, în anul 2020, au decedat 44 de persoane. În 9 luni de zile, 44 de persoane infectate cu COVID. În anul 21, în 2 luni de zile, au decedat deja 30 de persoane infectate cu COVID. Asta încă o dată denotă severitatea maladiei și nivelul de complicații severe care se dezvoltă la pacienți. Și asta, cu părere de rău, una din momentele care întreba domnul consilier care ar fi problema, desigur că o problemă foarte înaltă este conștiința civilizației umane, în întregime Pământ și inclusiv în Moldova, în deosebi. Cu părere de rău, persoanele de aceea vin într-o formă avansată și gravă, de aceea că ascund maladia, de aceea fiind cu aparatul și ținând masca de oxigen,
el tot continuu că el nu este bolnav. Și ne-am legat noi de capul lui și îl ținem noi acolo. Astă noapte am fost nevoit la ora 1 de noapte, noi căutam locuri în spital. Pentru că doar în ziua de, spre ziua de ieri și ieri toată ziua, au fost internați 12 persoane. Vă dați ce înseamnă? Vă dați seama ce înseamnă? Pentru un spital, care noi suntem dintre spitalele mici, cu 140 de paturi, spre deosebire de Cărnicești, de 250 sau de altele oameni mari. Și doar într-un spital mic, într-un act, să fie 12 pacienți cu COVID. A fost nevoit ca pacienții să fie pe coridoare. Și pacienții sunt așa că vor veni pe televiziunea și vor filma. Asta este conștiința. El n-a venit mulțumit că a nimerit în spital, că el va avea o sursă de oxigen care va ușura, pentru că, că a fost internat cu jumătate din cantitatea de oxigen care este necesară unui organism omenesc. Dar el aduce televiziunea și o să filmeze. Cu păreri de rău zic încă o dată. Ce, populația nu-și dă seama că asta este un război atunci când au fost deschise corpuri de brezent la Mall de Expo pentru a amplasa paturi pentru pacienții cu COVID. Spitalele din țară sunt acele care ne avem. Sistemul de sănătate este cel care de-a lungul anilor a suferit o mulțime de transformări. Dacă în anul 80, atunci când am venit în activitate, în spital activau 130 de doctori, acum noi avem 20 de doctori, stimați cetățeni și stimați consilieri. 20 de doctori într-un spital, de diferită vârstă, inclusiv de vârstă pensionară, inclusiv cu patologiile și cu problemele care le aduce viața. Și atât persoanele astea, dacă astăzi nu vor fi susținute, astăzi nu vor fi în stare și vor ceda într-o bună zi, că nu mai rezist să lucrez într-un așa regim, înseamnă în ce situație se va pomeni, zic încă o dată, populația țării noastre. De aceea, pe lângă numărul de pacienți internați, care am spus o statistică, că, repet încă o dată, doar niște cifre ne pot vorbi despre realitatea ce se întâmplă. Și pe lângă pacienții ăștia gravi, desigur că este o enormă, o presiune enormă financiară asupra instituțiilor medicale. Pe lângă toate că pacienții sunt în stare gravă, au crescut considerabil cheltuielile pentru tratamentul pacienților. Astfel, dacă în anii trecuți, în situația care noi nu tratam COVID-ul, cheltuielile pentru medicamente directe, avem și noi niște calcule, dar am să vă zic niște cifre ca să vă dați seama, nefiind specialiști. Dacă cheltuielile pentru o zi la medicamente, în mediu, pe zi, pentru un pacient, alcătuiau 42 de lei, anul acesta cu COVID alcătuiesc 108 lei cheltuielile doar de medicamente pe zi. Aproape de 3 ori mai mari sunt cheltuielile. Cheltuielile de oxigen. Dacă în anul trecut, un an întreg, pe ansamblu, noi am cheltuit lunar 68 de butilii de oxigen pentru tratamentul pacienților, anul acesta lunar, sau mai bine zis, în condițiile de COVID, și în special ultimele luni, noi avem un consum de peste 400 butilii de oxigen pe lună. Stimați cetățeni, stimați consilieri, asta este un consum enorm. Știe agentul economic din teritoriu, aduce camionul de la Chișinău. Ieri am avut ședința online cu Ministerul Sănătății, în care se atrage atenția că în țară se epuizează posibilitatea de producere a oxigenului la cantitățile necesare. Pe lângă butiliile astea, care vă zic 400 de butilii lunar, care plătesc 81 de lei lunar, 81 de mii de lei lunar, doar pentru oxigen. Alături de altele 20 de concentratoare de oxigen care lucrează permanent 24/24 de ore. Dar la început, când a început pandemia, eram fericiți și de aceea probabil că spitalul a fost în prima linie, la data de 1 aprilie, lansat în activat în calitate de COVID, pentru că avem 4 generatoare de oxigen și așa ne părea mult și puternici, suntem cu 4 concentratoare, avem surse de oxigen și altele, încă vreo 4 linii de la rețea. Acum noi nu reușim cu 20 de concentratoare de oxigen în 24 de ore. Mulțumesc că a fost înțelegere și la Consiliul Raional, Ministerul Sănătății ne-a oferit,
societatea civilă, în persoana domnului Chetraru, ne-a mai găsit un oxigen, alt agent economic, un generator de oxigen. Deci nu se reușește nici prin cheltuielile suportate. Eu depășesc timpul, dar fără să-mi dau seama, emoțiile astea care ne zbucem în fiecare oră din zi. Doamna Floria, să ținem cont de spusele dumneavoastră situația grea, am vrut să ne explicați în caz că sunt toate patru preocupații, se va petrece, care sunt prevederile cu bolnavii care vor fi și nu puteți să le ajutați. Lăbuiți-ne, vă rugăm. Mulțumesc, m-ați întrebat, exact asta probabil trebuia să începem. La început am fost activi 35 de paturi, după care 45, astăzi la moment sunt 65 de paturi active în spital. Următorul pas este ca să închidem secțiile existente cu transferul serviciilor date la alt nivel, la care Ministerul Sănătății, cu, în persoana instituției, mai bine zis, Spitalele Republicane, în persoana Ministerului Sănătății, sunt gata să preia bolnavii de alte categorii. Deci suntem la un pas de a închide secția de maternitate și chirurgie pentru a transfera în instituțiile republicane și în locul secțiilor date, chiar dacă lor mai există spații și mobilier, paturi, dar noi nu avem personal. Deci personalul din chirurgie și maternitate urmează a fi implicat în caz de deschiderea paturilor, care cu adevărat suntem la un pas, probabil, având în vedere că, din punct de vedere epidemiologic, cercetătorii în Moldova inclusiv mi-a spun că valul cel mai înalt se așteaptă pentru luna mai-iunie. Doamna Mariana, eu vreau să vă dau o întrebare în privința la vaccinare. Dacă există în spital un loc unde omul poate să programeze în vedere pensionare. Pentru că a fost o cază și vă dau o întrebare, că a fost caz, un om s-a adresat la intrare la policlinică, pensionar și a spus, nu, omul cealaltă s-a adresat acolo, la intrare, și acolo la intrare, doamnele care inspectează mașinile și de acolo, i-a spus că nu există așa ceva, du-te că se vii la an. Probabil că în anumită măsură... Probabil că în măsură, da, am înțeles. Mulțumesc pentru întrebare, că este ocazie să mai informăm populația și, în primul rând, dumneavoastră care sunteți mesagerii în sistemul social și public. Deci există Planul Național de Imunizări, care este împărțit în trei etape de imunizare. Cetățenii, pacienții, de asemenea pacienții sunt împărțiți și ei în diferență de gradul de risc. La prima etapă, după cum s-a vorbit, sunt lucrătorii medicali. Urmați mai apoi de toți lucrătorii din sfera publică și socială. Și după care etapa a treia vor trece categoria de cetățeni, de asemenea împărțită cu în dependență de riscurile, comorbidități și vârstă. Pensionare, da. Pensionare. Deci asta urmează la etapa a treia, noi abia suntem la etapa a treia a lucrătorilor medicali. De aceea ne dorim și noi foarte mult și doresc să ascult populația că ne dorim foarte mult ca într-un timp cât mai rapid să ajungă cantitățile de vaccin necesare în Republica Moldova, în așa fel ca toată populația în masă, sau cel puțin așa cum este obiectivul Ministerului stabilit de Ministerul Sănătății, 70% din populație să fie vaccinată. Doar asta este considerat apreciat de savanți, poate cu adevărat să prezinte un perete în fața infecției și în fața războiului care de fapt îl avem. Ne dorim să primim mai devreme vaccinul, până la sfârșitul anului. Sunt niște prognoze că în trimestrul 2 și 3 să fie adusă vaccina, citiți și dumneavoastră, că sunt intențiile de procurări, așteptări că să nu fie la anul, va fi una prea târziu la anul. Până când, stimați Cătălin, am avut loturi foarte mici primit și cu o destinație precisă pentru lucrători medicali. Pensionarii, acum, ca să știe toată lumea, nici nu este încă planificarea. Da, conform planul de imunizare, o să fie toată populația în imunitate, de a avea dorință, că noi deodată vedem că lumea se teme și nu înțelege care este eficacitatea. Ca să avem o imunitate comună, trebuie să fie vaccinat cel puțin 60% din populație, ca să avem o imunitate colectivă. Dar dozele care acum sunt primite, nu să știe lumea, să nu vină la instituțiile medicale, că avem doză acum doar pentru lucrătorii medicali. Și atât. Fiecare de dozul mai eu pentru mine. Poftim? Fiecare de dozul mai eu pentru mine. Nu,
ce prin punct de vedere, dacă ieșim noi din funcție, n-ai ce noi din vedere. Eu am așa o întrebare. Poate sunteți la părerea noastră. Dacă o să avem posibilitate în raion, ne vaccinăm contraplată. Dacă va veni, poate un agent economic. Îmi dă voi, doamna Toscaru, să răspund. Eu, de către stat, strategia și de către țările lumii, strategia este că vaccinul va fi unul pe gratis. Nu există. Deci, deocamdată, vedeți, cuzinile producătoare nu reușesc în cantitățile necesare. Și atunci a spus doamna Toscaru, încă o dată, părerea de noi, ne ciocnim de o altă barieră, sunt împotriva vaccinării în unele cazuri. Și iarăși, nu știu ce se întâmplă, colorează, de fapt, o intenție de sănătate a societății. Dar sperăm să fie în cantități necesare și pe gratis. Eu ce aș spune, doamna Toscaru, eu am o întrebare mai specifică. La noi tot timpul spulează că au venit ajutor de la Guvernul României, de la Guvernul Șelă, de la Guvernul Șelă. Mai vine ceva și la Cimișlie sau nu? Da. E bine mă interesat. Da. Dar e sigur că noi am avut... Am avut, desigur, cu mare sport prin fondurile repartizate de către Ministerul Sănătății, dar din cadrul donațiilor externe, cum spuneți dumneavoastră. Astfel, în anul 20, noi din fondurile de donații de către Ministerul Sănătății am primit echipamente medicale în sumă de 630.000. Astea sunt combinezoane, măști și multe altele momente, care, să vă zic, o consumă lunar mediu pentru a asigura necesitățile este de 93.000 în Spitalul Cimișlie. Deci noi avem de 93.000 de lei necesar pentru echipamente lunar. Deci în anul trecut de la Minister, repet, am primit echipamente de 630.000 și utilaj medical în sumă de 1.264.000, în care intră ventilatoare pulmonare, puls oximetri, generatoare, paturi funcționale și așa mai departe. Cred că de vă voi să-i dă voi, doamne. Stimați consilieri, eu o să fiu mai succintă, fiindcă foarte multe deja s-au spus, dar ceea ce vreau să zic și să accentuez, deci pandemia crește nu din cauza sistemului medical sau din cauza administrației publice locale, dar crește din cauza ceea că populația la noi este așa cum este, nu este conștientă, nu acceptă riscurile și foarte mulți, chiar și în cazul când sunt bolnavi, neagă faptul că sunt bolnavi. Vreau să zic că fără cifre nu mergem nicăieri și dacă noi avem nevoie pentru Centrul de Sănătate Cimișlie de 20 de medici de familie, la moment lucrează 12 medici de familie, și dacă noi, în afara pandemiei, lunar aveam la consultații în jur de 10.000 de pacienți, și acum, cu pandemia, noi nu avem mai puțin, cu toate că sunt restricții. Și în mediu, deci un medic de familie tratează, iată, astăzi la zi, un medic de familie în mediu tratează 10 pacienți cu COVID la domiciliu. Deci, pe lângă toți ceilalți care sunt, mai avem încă 10 pacienți cu COVID care ne ocupă foarte mult timp, deci consultările sunt la telefon și ne ocupă foarte mult timp și dacă populația ar fi mai conștientă și ar accepta măsurile de profilaxie, probabil că nu am fi în așa o situație. Din păcate, doamna Florea a zis că prognozele sunt nu cele mai frumoase și că acum toți ne sufocăm, dar peste două luni de zile nu știu ce o să fie. Și dacă populația care ne aude nu își va schimba atitudinea, deci avem șanse foarte triste de a... Deci ați văzut cifrele care sunt, au decedat atâția într-un an de zile și aproape tot atâția în două luni de zile. Și bolnavi au fost atâția, deci
la moment avem în supraveghere 189 de persoane și 136 de persoane sunt în tratament. La 12 medici de familie, care sunt epuizați, sunt obosiți și sunt și ei bolnavi. Referitor la protocoale, numai o minută vă spun, deci protocoalele se revizuiesc permanent. Noi avem acum ediția a patra revizuită, dar la început era la 5-a, 7-a zi să examinăm acum cum apar semnele, deci imediat se examinează și medicul de familie. Și vreau să vă zic că noi pe zi facem 30-40 de testări, asta este maximal ce putem noi să facem, dar în afară de asta mai fac și centru de sănătate. Deci noi practic în fiecare zi când trimitem testele, trimitem în jur de 50-60 de teste împreună cu spitalul și cu alte centru de sănătate. Eu știu altă fațetă a monedei, că noi indicăm, noi rugăm, noi convingem pacientul să vie să testeze și pacientul refuză să testeze. Că eu nu am COVID, eu lepțică am rășit, eu am băut reșe, eu nu știu ce am făcut, eu nu am COVID. Ca până la urmă să vie în spital în formă gravă. Deci nu sunt refuzuri. Testul este gratis, medicul de familie programează, pacientul este testat și într-o zi primește rezultatul. Restricții la testare nu au fost, dacă este nevoie și în zilele de sâmbătă și duminică tot facem testare. Referitor la tratamente. Deci acum sunt medicamente compensate și pentru pacienții cu COVID, cu toate că nu sunt atât de multe cum ne-am dorit noi, în orice caz sunt, un pic povara cheltuielilor asupra pacienților scade, dar COVID-ul este costisitor și în spital, și acasă, și cine a fost bolnav, el sau membrii de familie, știți că șleful ăsta de cheltuieli urmează pentru a acoperi cheltuielile de minimalizare a complicațiilor și a ceea ce face COVID-ul. Eu nu vreau să vă rețin atenția, eu vreau să vă rog pe dumneavoastră și pe toată populația și pe toți acei la care o să le transmiteți să fie mai responsabil și să se adreseze atunci când se îmbolnăvesc. Nu atunci când deja au o șansă mult mai mică de a se însănătoși sau în genere de a trăi. Eu vă mulțumesc dacă aveți multe pe astea. Doar doar. Eu știu un lucru că când vezi un polițist și-ți place uniforma, dar te uiți la dânsul și cu plăcere, dar și cu frig. Undeva este asta la lume. De atât lăsit de drumul de voie domnului inspector șef a inspectoratului și mie să ne spună care e partea lor de luptă cu COVID. Da, vreau să vă aduc la cunoștință că, după cum anterior, colegul, spunem, a dat întrebarea dacă noi... Nu o să mă văd bine sau ce? Cunoașteți? Deci vreau să vă duc la cunoștință că angajații inspectorat de poliție activează pe diferite metode, inclusiv și constrângere și de convingere a cetățenilor din raionul Cimișlia pentru anume scopul profilaxiei și combaterii pandemiei COVID. În baza, vreau să spun că, în primul rând, anume la profilaxie, în baza unor acorduri încheiate cu instituția de stat, au fost elaborate un șir de planuri, anume bazate pe analiză, în care activăm, facem controle mixte cu angajații de la Sănătate Publică, de la ANTA, sunt verificate acum permanent, începând dimineață până în seară, rutierele, unde ca să dăm la toate încălcările care se stabilesc. Sunt verificate angajații și agenții economici. De asemenea, toate locurile publice, unde sunt mai multe numeroase persoane, ne activează, sunt verificate. Urmare la toate verificările astea, vreau să spun că până în prezent au fost aplicate 73 de procese verbale pentru încălcare anume pe articolul 76 prim.
Da, e clar că e destul de... Doar să ne dorim ca să înțeles corect că foarte multe persoane am de supără pe faptul că le aplicăm, însă, în primul rând, noi ne dorim să explicăm o dată, două ori, vedem dacă nu merge, nu reacționează, aplicăm amenză. Da, este efect la aplicarea amenzelor, clar că după aceea am fiind foarte mulți angajați, am de foarte mulți lucrători, inclusiv și la piață, sau de la diferite care din instituții, intră și să cu ea, că eu pentru prima dată încalc și deși mi s-a aplicat așa amenzi. În mare parte, vreau să vă explic că aplicăm amenzile, în primul rând, la cei care real încarcă 2-3 ori. Deoarece noi ducem o evidență la toate încălcările astea și nu aplicăm aiurea, ca să nu creăm, noi ne dăm seama foarte bine de situația economică, zicem așa, destul de agravată în raion și doar, cum zicem la aici, care încalcă amenzile repetat, aplicăm mai... dar în situația când eu a fost aplicat amenda de acomodat și iarăși repetat stabilește, vreau să vă dau cunoștință că amenzile suma amenzi se dublează. Efectivul, la moment, a Inspectoratului de Poliție este sănătos. Noi singuri, în primul rând, avem grijă de noi. Suntem dotați cu costumele speciale care noi tot când verificăm cetățenii care se află în autoizolare sau anumii chiar care se află în autoizolare și încalcă, angajații Inspectoratului nemijlocit se îmbracă și ei cu echipa de costumele speciale între documentează faptul. Automobilele noastre sunt dotate cu cele necesare. Am derit cu, inclusiv și cu... am derit gata de reacționare la diferite situații de pandemie, indiferent de agravare. Cam asta ce am văzut. Aveți o întrebare? Foarte mult. Domnul Prezor, a spus că pe alineatul 1 și 2, cam și sumă de pe alineatul 1 și dacă e repetat, și sumă de alineatul 1? Minimum 2000 de lei. Pe 1. Da. Respectiv, după aceea merge 4.000. În cazul când angajați, când cetățenii cărora se aplică amenzi sunt gata, să încheie acord de colaborare, dumnealor respectiv recunosc vinovăția și merge respectiv o pătrime din amendă aplicată. Eu am o recomandare de asta. Dar fiind faptul că transportul public portătorul virusului, practic, că trebuie să recunoaștem lucrurile astea. Să vedeți dumneavoastră cât de ingenioși conducătorii ăștia de rutieri. S-a suit în autobus, în rutierul oamenii, le-au dat mașina tăți care nu. Când ieseți în rutier, le ieși, le pune în compartimentul unde se păstrează obiectul personal. Între alte oameni, iar asta e Doamne ferește. De atâta dați-le indicații la inspector, nu o să stei numai, lasă primele în ce vin și așa vadă, niște lucruri extraordinare. De atâta trebuie fermitate, eu și-am zis, disciplină și fermitate, că altfel noi nu ieșim la lucru. Așa, și dacă îi mări pe sat, lasă pe om să se iscălească, că poți preveni, ca pe urmă să fie amendat așa cum trebuie, pentru că noi toți creștim că trăim într-o sărăcie. Și să-i amendezi unul după altul, tot nu poți. Dar omul trebuie preîntâmpinat. Și eu cred că procesul de profilaxie, dacă să-l facă poliția, să-l facă administrația publică locală și chiar să fie exemplu, a să fie și o rezultat, a să scoatem presiune pe spitale, a undeva, noi a să începem, noi trebuie să controlăm situația, dar ea asta ne controlează pe noi. Eu vă înțeles. Eu vreau să vă duc o cunoștință că legător cu care a fost ultima decizie a Comisiei Raionale, am solicitat la colegii noștri de la Inspectoratul General de Carabinieri și ați văzut de azi, în sfârșit, neodată de azi, un echipaj care ne-a mijlocit, o să patruleze și ei în cadrul orașului Timișoara. Ca să putem să ne ușureze pe noi, ca noi să tragem atenția, deși pe toate acelor localitățile rurale. Da, mulțumesc. Noi astăzi cu dumneavoastră să votăm. Da. Noi să votăm cu dumneavoastră repartizarea soldului în vederea spitalului regional și chiar dicătât când noi să dăm o sumă care lor, tot șase din declarații doamnei Florea, noi vedem că lor nu le ajunge oxigen.
Adică noi trebuie să cătăm niște soluții ca să mărim numărul de concentratoare de oxigen pentru a le învățăți situația. Bine. Eu pun la vot, dacă nu aveți întrebări, da, aprobarea deciziei pe starea epidemică. Cine pentru? Vă rog, votați. Împotrivă?